Trebuie să recunosc că înainte de a-l cunoaște pe Nicușor Dan, eram convins că nu voi merge la aceste alegeri. Nu aveam niciun fel de opțiune, nu credeam în niciunul din candidații care sunt acum în cursa pentru primăria Capitalei. După ce l-am întâlnit pe Nicușor Dan, lucrurile s-au schimbat. Și apropo de asta, despre schimbare vorbim. Și vă spun că eu nu sunt din București, eu am născut la Iași și am ajuns să locuiesc în București. Și vreau, chiar și așa vreau, să trăiesc într-un oraș frumos, un oraș în care să-mi facă plăcere să mă plimb seara, un oraș în care să-mi facă plăcere să trăiesc. Dar minte voi care v-ați născut aici, la București, și care e orașul vostru și cred că aveți toate motivele să luptați pentru el. Și acum cred că e momentul cel mai bun să o faceți, să arătați orașul în care v-ați născut, care niște copii buni, frumoși și deștepți.